De la începutul anului școlar, 8 elevi de la liceul Ion Podaru din Ovidiu au fost diagnosticați cu hepatită A. Boala se transmite foarte ușor de la un copil la altul, așa că după fiecare caz descoperit au fost chemați reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța pentru a dezinfecta clasele. Totodată, elevii au fost examinați de medicul școlar. S-a dat cu soluții peste tot, și pe holuri, și în birouri, și în toate clasele. Sunt bandajate clanțele cu feșe, îmbibate în spirt în permanență, o să observați că ele sunt umede. Holurile se spală cu clor. Elevii bolnavi sunt atât de la ciclul primar cât și de la cel gimnazial, iar unii fac parte din aceeași familie. În urma anchetei efectuate de medici, se pare că toți s-au îmbolnăvit în vacanță, nu la școală. E regretabil ce se întâmplă, dar ce ține de noi și de școală, am făcut ce se putea. M-a auzit, dar nu s-a... Nu știu, m-am înțeles că s-a făcut dezinsecție ceva. Ați învățat copilul să se spele pe mâini? Se dă cu dezinfectant. Spălat pe mâini, toate fructele spălate, mi se pare normal, da. Mi-a spus cum și să prevenim, să-i căutăm la ochișor, să ne uităm la urina lor. Primele cazuri de hepatită de aici, din Ovidiu, au apărut pe această stradă pe care ne aflăm noi acum, pe strada Egretei. În vară, oamenii de aici spuneau că au apărut îmbolnăviri tocmai din cauza vecinilor, care aruncă toate gunoaiele în această zonă. Școala din Ovidiu nu este singura unitate de învățământ din județ în care s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că cei mai mulți pacienți cu hepatita A sunt în Constanța, Hârșova, Cernavodă, Mangalia, Lumina și Cuzavodă. Potrivit medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, numărul pacienților cu hepatita A aproape că s-a dublat în ultimele luni față de aceeași perioadă a anului trecut. Sunt în total 633 de bolnavi cu diagnosticul confirmat, iar mulți dintre ei provin din familii defavorizate. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța au anunțat inspectoratul școlar despre măsurile pe care trebuie să le ia fiecare unitate de învățământ. Cunoscută în popor drept boala mâinilor murdare, această afecțiune are o perioadă de incubație de aproximativ 30 de zile. Transmiterea poate să fie pe cale directă, prin contactul direct cu persoana bolnavă sau prin contact cu obiectele contaminate. La fiecare caz apărut, medicii fac ancheta epidemiologică și îi vaccinează pe toți cei care au intrat în contact cu persoana bolnavă. Specialiștii atrag atenția că este foarte important să fie declarați toți cei care au intrat în contact cu pacientul, tocmai pentru a se evita răspândirea bolii și apariția unor epidemii. Măsurile de igienă individuală și igienă colectivă trebuie strict respectate. Copiii să spele fructele și legumele înainte de consum.